Bă, dar tu nu te auzi că sporii ca mama Angela, dracu! Ia uite, mă, cine vorbește, mă, ăla care vorbește în somn. Bă, în primul rând nu vorbesc în somn, că e miezul zilei și în al doilea rând cugetam. Cugetai, ha? Iulica, ține-mă de mână, Iulica, ce aluniță frumoasă ai lângă. Iulica, Iulica! Ce vrei, mă, dacă încă sunt bolnav după ea? Și ce vrei, mă? Să mă îmbolnăvești și pe mine, mă? De nervi. Alo, băieții! Un pic mai încet, vă rog, da? Bă, tu nu te băga că asta e între frați, ai înțeles? Auzi, asta e casa mea. Ce, mă, casa ta e casa divei, nu te mai băga, mă, tu, bă, băiatule. Bă, dar voi nu vă e rușine, mă, nu vi se pare că sunteți un pic cam nesimțiți? Bă, dar ție nu se pare, mă, că ești nesimțit? Adică deprimești în curtea ta aici, ne punem cortul și acum vii și ne faci lecții de educație, mă? Păi poate că nu sunteți civilizați, mă? A, ce nebun ești tu, lasă că ești tu, mă. Ia, poate ne luminezi tu așa cum trebuie să fim noi. Ia, auzi, aveți timp? Băi, eu l-arunc în piscină, păsau. Ce faci? Băi, lasă-mă, lasă-mă. Mario! Mario! Alo, alo! Bună dimineața, băieți! Ce faceți, mă? Vă distrați așa? Da! Așa, un pic, da. Da? Păi și mie, cine pune masa? Mie. Bobby! Auzi, dar pune și tu pentru toată lumea, că tu ești un om educat, așa, da? Nu vă e rușine, mă, după ce că v-a lăsat să stați aici pentru că m-a rugat Diva frumos, fiindcă i s-a făcut milă de voi, fiindcă v-a dat Leo afară din casă, acum aveți și nazuri. Auzi, în loc să vorbești tu atât de mult, tu te-și tu și fă de mâncare, că hai. Oh. Hai, Roiu! Haide, hai, Roiu! Să... Roiu! Haide, mă! La masă! Mamă, iubirea mea, dar ce bunătăți ai făcut tu aici pentru mine, mamă! Am făcut și eu ce am putut, iubita mea, că ăștia doi au mâncat-o frigiderul. Lasă-mi, iubire, mă, nu mai te lamenta. Dacă ai vrut copii, uite, e toată curtea plină de copii. Ăștia nu sunt copii, ăștia sunt draci. Iubire, hai să fim civilizați, că i-am chemat totuși aici, îi ținem în curte, da? Vorbim cu Leo, îi ducem înapoi și scăpăm de ei, ok? Da, și după aia facem noi copiii noștri. Bobby, iar începi? Nu mai pot. Da. Nu mai pot. Tu ai adus vorba. Pic și Poc! Alo! Copii! Pic și Poc la masă! Mai repede, mă! Hai, Pic și Poc! Hai, că-ți. Eu stau lângă Diva, înțeles? Bă, eu stau, mă, ție ce-ți trebuie. N-ai zis că ești leșinat după brațe groase? Bă, dacă are brațele groase, nu înseamnă că ești. Mă imaginează-ți cum ar fi să-ți fac gemeni. Da? Tu ai. Eu am zis, dar asta nu... Să-mi faci. Mergem acum la Leo. La zijderi. Hai. Ce aveți de spus? Hai, să vă aud. Ce să zicem? Ne pare rău, unchiule, deși... Hai, vă pare rău, dar nu e destul. Nu e suficient că vă pare rău. Hai, preunchiule, uite, facem orice, dar nu mai primește înapoi în casă. Vă primesc înapoi dacă aduce și tabloul înapoi. Păi, dar nu l-am luat noi. Normal că nu l-ați luat voi. Voi l-ați șutit, l-ați să-și parle, l-ați furat, nu l-ați luat, da. Bă, dar cât costă tabloul ăsta, mă? E cât costă, e... Cât? E neprețuit. Bă, Leo, fii atent, facem o chestie. E neprețuit pentru că are valoare sentimentală. Ok, da, fii atent, da, facem o chestie. Îți dau eu banii pe el, numai te rog eu din suflet, primește-ți nepoței înapoi acasă. Nu, asta nu vreau eu, pentru că sunt bărbat de onoare și nu vreau să plătim pentru ceva ce n-am furat. Da? Și atunci cine? Crezi că dacă știam, ne mai dădeai afară din casă? Nu, normal că nu, dar trebuie dovedit cine. Uite, unchiule, dacă aflăm... Putem să ne întoarcem? Da. Bine. Și până atunci... O să dorm eu în cort la vecinica. Leuțu, mai bine nu. Că dacă dorm la mine, s-ar putea să rămâi țapă în de spate și e păcat. Mai bine rămâi cu nepoței tăi. Mă risc. Mai bine rămâi tu și cu nepoței tăi aici, da? Sunteți o familie fericită. Lasă. Să o crezi.